În weekendul 26-28 iulie, proiectul Ecluze pe Bega revine cu activități sportive și recreative dedicate comunității. Organizatorii propun o serie de activități pentru toate vârstele, desfășurate pe malurile Begăi și pe apă, marcând astfel primele zile ale Jocurilor Olimpice de la Paris. Printre activitățile programate se numără antrenamente de fotbal, alergare, handbal, yoga, discuții cu mari sportivi, tururi ghidate pe apă și explorarea canalului navigabil între România și Serbia. De asemenea, evenimentele sunt gratuite, unele necesitând înscriere prealabilă.